Președintele Uniunii Județene a Sindicatelor din Învățământ Pro-Educația Suceava, Traian Pădureț, și președintele Sindicatului Salariaților din Învățământul Preuniversitar Suceava, Vasile Petru Gorea, organizația afiliată la Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, roagă Inspectoratul Școlar Județean Suceava să comunice următoarele. Situația încadrării în costurile standard la nivel de județ pentru anul bugetar 2018. Numărul de unități de învățământ care își pierd personalitatea juridică, efect al comasării la nivelul județului Suceava. Numărul de clase, grupe, comasate în cadrul unităților de învățământ la nivelul județului, numărul de clase, grupe în regim simultan la nivelul județului Suceava, cu evidențierea situațiilor problematice, de tipul în componență copii cu cerințe educaționale speciale, numărul posturilor didactice auxiliare nedidactice vacante, blocate la nivelul județului Suceava, și situația restanțelor la plata diferențelor salariale cuvenite angajaților din învățământul sucevean, în baza sentințelor judecătorești, inclusiv situația achitării tranșelor din sentințele judecătorești referitoare la daune interese moratorii sub forma dobânzilor. Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret a organizat miercuri un pichet de protest în fața Ministerului Educației Naționale. Acțiunea sindicatelor urmărește blocarea comasărilor abuzive de clase, grupe și unități de învățământ, respectarea prevederilor legale privind drepturile salariaților din învățământ, dialog social real în educație, creșterea alocărilor bugetare pentru educație, reflectate în special în costul standard per preșcolar elev. Joi, într-un comunicat de presă, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat că a dat guvernului un ultimatum prin care a cerut soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă în acest moment angajații din educație, cele mai grave fiind reducerea posturilor din mai multe unități de învățământ, comasarea claselor, salariile umilitoare ale angajaților din învățământ, discriminarea personalului din educație comparativ cu alte sectoare bugetare prin neacordarea unor sporuri. Având aceste nemulțumiri majore și sindicaliștii FSLI se pregătesc de proteste, avem deja probleme în școli și în grădinițe cu reducerea de personal auxiliar, cum ar fi contabili sau secretare. Școlile sunt aproape în imposibilitatea funcționării din punct de vedere administrativ. Semnalul trebuie să fie foarte clar pentru Ministrul Educației. Nu putem funcționa în aceste condiții și uităm ce este cel mai important, interesul elevului. Se arată în comunicatul de presă FSLI, la care este afiliată Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, condusă de Gianni Leonte.